dar au fost destule momente în cariera ta în care n-ai părut atât de responsabil cum ești acum. Nu, au fost și recunosc și mi-asum această responsabilitate pentru acest lucru. Dar ai știut să treci și fotbalul, dar să treci și viața. Adică ai avut nebuniile tale, ca să zic așa. Vorbeam, eu recunosc și, adică nu am ce să spun, asta a fost, fac parte din trecutul meu și nu am să reneg niciodată trecutul sau asta am făcut, așa am considerat, dar vă spun, dar aș vrea să vorbesc și cu, și asta e valabil pentru toți cei care ne urmăresc și poate trec în clipe grele, că niciodată nu trebuie să-i descurajeze acest lucru, pentru că eu sunt omul care sunt acum pentru că am făcut greșelile care le-am făcut. Adică vrei să spui că ai învățat din el. Am învățat. A fost tot o lecție și am învățat. Nu le-am mai făcut, pentru că nicio greșeală gravă care am făcut eu nu s-a repetat. Am învățat și am știut să merg mai departe și pentru că trecutul nu mă definește pe mine ca om. E corect. Am fost un copil, am făcut niște greșeli, am asumat responsabilitatea, am fost criticat pentru ele, am plătit pentru ele, iar în momentul acesta sunt tată, sunt un antrenor, sunt un soț, sunt o persoană matură, am elevi, am jucători care sunt ai mei, încerc să le dau cele mai bune sfaturi pentru că am trecut prin aceste lucruri și pentru mine cel mai grav lucru în momentul acesta este irosirea de talent, chiar dacă unii spun că îți irosești talentul. Și asta le spun și jucătorilor. Chiar dacă unii spun că eu mi-am irosit talentul, vreau să le spun că... Eu am avut un alt termen pentru tine și îl știi. Ai fost risipitor. Adică ai avut foarte mult și ai avut din ce să dai, dar uneori ai aruncat ce aveai. Dacă știam la momentul respectiv cum să gestionez anumite probleme din viața mea, probabil, sau nu sigur, am jucat la cel mai înalt nivel, dar probabil eram cotat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume și probabil eram și între aia trei care spuneați dumneavoastră, erau patru acum.